Bun găsit, doamnelor și domnilor, ora 18, vorba lui Tașcă, deja cred că sunteți obișnuiți cu această sincronizare, să zic așa. Încep, înainte de a prezenta invitatul surpriză pe care o să-l vedeți imediat, am de prezentat o carte, am primit, din păcate, nu de la editura care a lansat această carte, ci de la un prieten iubitor de cărți, Ide Sârbu, Ultimele, cel mai nou volum al regretatului scriitor Petrelean Ide Sârbu. Editura Măiastra n-a binevoit să-mi trimite un exemplar să-l prezint în fața dumneavoastră, dar, cum spuneam, un amic iubitor de cărți, pe numele lui Doreș Chiopu, a găsit în biblioteca proprie un exemplar și pentru mine și îmi fac această datorie de onoare față de Ide Sârbu să-i prezint ultimele povestiri în fața dumneavoastră. Bun, intrăm în temă, să zic așa, și vă prezint invitatul, Cristi Balint. Dacă mai de mult am fost eu la tine, acum ai venit la mine. Bine ai venit. Da, păi bine te-am găsit, Nicu. Sigur că noi aici facem orice să fim pe placul telespectatorilor, să aducem în fața acestora, în fața lor, să aducem subiecte cât mai frumoase, să facem rating, dacă se poate, la Capital TV și, de ce nu, iată că sunt la tine în emisiune, mulțumesc pentru invitație și aștept să mă invit și cu altă ocazie, dacă se va ivi prilejul. Mulțumesc și eu că ai venit și știi regula noastră aici la emisiunea de vineri, 5 subiecte, 5 zile, 5 subiecte. Sunt în permanență pregătit pentru orice, iată că sunt pregătit și pentru cele 5 subiecte. Hai să intrăm în ele. Da. Doamne și domnilor, așa cum probabil vă așteptați, primul subiect de astăzi este evident ceea ce s-a petrecut la Onești. Am văzut că de la evenimentele lunii s-au întâmplat, toate televiziunile vorbesc numai despre asta și mi se pare absolut firesc pentru că e ceva ce în România nu s-a mai petrecut. O luare de ostate. Mi-amintesc că prima dată când am văzut titlul, luare de ostate, și am crezut că se întâmplă undeva în altă țară, adică pentru că în România n-am mai auzit până acum să existe un astfel de incident. Și te întreb direct, Cristi, cum ți se pare că s-a petrecut sau ce îți spune acest caz de la Onești? Mie nu spune nimic ieșit din comun. Sigur că este regretabil ce s-a întâmplat, e o tragedie locală, nu vreau să exagerez, să spun național, dar o tragedie locală care au murit doi oameni. Au murit doi oameni. Da, la noi suntem obișnuiți să ne uităm prin America, unde un copil de 12 ani cu o mitralieră pușcă jumătate de școală, sau știu că s-a întâmplat în Norvegia, parcă era... În Suedia acum e un caz, dar era în Norvegia acum, nu știu, 10 ani sau 8 ani, mi-aduc aminte, pe o insulă, nu știu, un tot așa, un dezaxat mental, am pușcat în stânga și în dreapta pe zeci, sute de oameni, nu mai rețin exact, dar suntem obișnuiți să se întâmple în altă parte, nu la noi. Iată că s-a întâmplat. Exact ce spuneam eu când am citit prima dată, am crezut că nu e România, adică... Nu e România. România de ce nu? Facem parte din UE, facem parte din tot ce vreți dumneavoastră, din NATO, din... La noi nu prea sunt arme, știi cum e? Adică... Nu prea sunt arme. Dar de ce trebuie să nu sunt arme? Sunt arme, vedeți-vă de treabă, sunt arme câte vrei. Mai bine, să, chiar ca trebuie America. Trebuie să intri un pic pe filieră, că îți găsești orice. În România găsești absolut orice. Nu mai e un secret pentru nimeni că se consumă droguri, că se face trafic cu arme, sau că sunt clanuri interlope, sau știu eu. Deci, noi avem așa o chestie că facem pe mironosița, facem pe fata mare care, vai, nu am mai văzut niciodată. Uitați, dom'le, că se întâmplă și să vor mai întâmpla și de aici încolo. Problema care mi se pare că este cea mai gravă este faptul, este reacția autorităților la asemenea. Sigur, asta e cel mai frapant, că până la urmă un nebun cu un cuțit de 40 poate de centimetri. Poate să apară oricând, dar să nu intervine nimeni vreme de 5 ore, mai bine de 5 ore. Despre asta vorbim. Asta e, sigur. Despre asta vorbim. Uite, dar și așa, până la urmă, luare de ostateci în România, eu nu mi-aduc aminte să mai fi fost. Mai fost ceva, na, acum nu mai răscolim trecutul, că sunt multe, am discutat toată emisiunea numai despre acest subiect, dar ne uităm cum la reacția autorităților în alte țări. În America, de exemplu, când te oprește poliția pe stradă, da,
Bă, ăla când te oprește, te oprește cu mâna pe pistol. Deci nu te oprește ca Stelică, agentul Stelică, da. Știi un agent Stelică? Da, este vor cu Garcia, nu știu, e un vor de verișor de la Garcia din, din sat. Acest Stelică, da, când te oprește în America, te oprește mâna pe pistol. Împotriva, aș spune că ai văzut că în America e problemă că polițiștii sunt prea duri. La noi, la noi au stat două duzine de polițiști, printre care și niște trupe SAS. Înțeleg că un fel de trupe speciale, așa, sau aproape speciale, că mai este și SIAS, care aia, ci că sunt mai, mai pregătiți așa pentru cazuri de genul ăsta, ci că niște băieți de ăștia de la SAS, de acolo, de la Bacău, au stat în jurul blocului acolo cu alți agenți din ăștia și au fumat țigări și și-au povestit amintirile vreme de câteva ore. Adică... Vedeți că, vedeți că și, în, și în România, dar și în alte țări, civilizația asta... cibernetică, civilizația informațională, revoluția tehnico-științifică nu a reușit să pătrundă în gena omului care știe tot de par. Deci omul știe de par până la urmă, lăsând la o parte că are telefon, smart telefon, smartphone, buzunar sau știu eu ce mare pe acasă, tablete, da? Tot de par știe până la urmă, așa că până la urmă... În America eu sunt de acord cu, cu un pic de duritatea poliției. Sigur, în România aici... Aici le e frică să acționeze. Le e frică să acționeze, dar și se interpretează. Vedeți că mai, apropo, să fac o mică paranteză, eu și un caz acum cu 8 polițiști arestați pentru, pentru lipsire de libertate, da. Pentru, știu eu, pentru rele tratamente, pentru... Da? Vedeți că... E o problemă de educație, e o problemă de genă, nu știu, România da, e un pic diferită. Apropo de chestia asta, mă gândeam când am văzut și eu știrea, că, la urmă, dacă îl scoteau din mașină și îl puneau cu burta pe asfalt, nu? Asta trebuie să facă un polițist, mă. Adică nu-l iei și îl duci pe câmp și îi faci nu știu ce chestii și îl bați la talpă, cum se bătea pe vremea lui Ceaușescu. Adică aia nu ține de polițist, aia ține de un soi de ideală. Pe, pe de altă parte, a fost și în America, a fost un caz de un om maltratat de poliție care a declanșat valul de sigur. Valul de și de că revoltă. S-au urcat cu picioarele pe anul pe trecut, lui, anul trecut valul de revoltă în statul. Sunt excese pe tot cuprinsul lumii. Asta mă uimește, știi că ăia s-au urcat cu picioarele pe cetățeanul acela de culoare. Acolo, la mașină. Nu-l iei din mașină și îl duci la marginea Bucureștiului ca să lăsând, nu știu ce să-i faci. Lăsând la o parte excesele, un pic de disciplină nu strică nimănui. Da, dar uite că în cazul Onești nu e nicio disciplină. Bun, în cazul Onești, ca să o luăm strictul sensul, omul, 5 ore. Omul și-a premeditat. Pe mine mă uimește durata timpului, 5 ore. Omul și-a premeditat acțiunea. Bun, dar nu i-a omorât în prima jumătate de oră, i-a omorât după 2-3 ore. Omul și-a premeditat acțiunea, sigur că tot felul de telefoane false sau amenințări false se petrec cotidian. La 1, 2, ce puțin aia sunt înnebuniți pe acolo, din câte știu de telefoane false și de tot felul de farse și de tot felul. Acum, da, vedeam aseară că lucrurile s-au confirmat destul de repede, adică s-a dovedit că nu era vreun fals. Nu era, numai că... nu era fals, dar de 2 ani de zile am înțeles că era... Senzația mea a fost că oamenii ăia nu știu ce să facă, adică în astfel de situații. Exact cum spuneam, poate și din cauza faptului că nu s-au mai întâlnit cu așa ceva. Eu sunt convins că în Onești, dacă fură unul un portofel, e deja un caz, dar dacă amenință un cetățean cu un cuțit doi oameni, e deja o chestie care depășește. După cum ai văzut, au venit echipele, au venit din Bacău, care Oneștiul nu cred că avea capacitatea asta. Extrem de târziu au venit, asta e, asta ce uimește foarte mult. Și faptul că oameni care sunt polițiști de ani de zile, adică ajunctul șefului poliției locale, ajunctul șefului poliției județene, nu sunt pregătiți, nu știu ce să facă în astfel de situații. Adică pe mine asta mă uimește, că, Doamne ferește, apare un caz aici la noi, la Petroșani, că o să vorbim imediat și de Petroșani. Ce faci? Adică nu te poți baza că oamenii ăștia sunt pregătiți. Atâta timp cât numirile se fac pe criterii politice și numirile astea se fac până la nivelul de femeie de servici la... primărie sau la școala numărul nu știu care, da, se fac pe criterii politice.
Vă dați seama că și șefii de poliție sunt numiți la fel. Sunt primii conectați. Sunt primii conectați și nu sunt numiți după criteriu competență. Dar ar trebui să fie totuși profesioniști oamenii ăștia? Păi ba da. Cât de cât măcar. Acum nu ne așteptăm să fie ca aia de la FBI. Ba da. Revoluția ar trebui să înceapă cu clasa politică. Deci revoluția ar trebui să înceapă cu clasa politică. Vorbim și despre politică, că nu putem să, da, să ratăm momentul să... Deci, în concluzie, Conești este un caz, din punctul meu de vedere, banal, așa, banal vis-a-vis de... Banal, dar totuși vis-a-vis de ce se întâmplă. Sigur că da, dar vis-a-vis de ce se întâmplă la nivel mondial, e un caz banal, un caz în care, din nefericire, au murit doi oameni. Bun, da, apropo, tu spui de chestia asta cu nivelul mondial și sunt de acord cu tine. N-ar fi fost mai corect să se, nu știu, să se fi intrat în forță, pentru că la nivel mondial cred că asta s-a fi întâmplat. Nu, e... Ca să nu mai zicem că negociatorul de la nivelul... Ar fi negociator, n-ar fi un... Procedura este să se înceapă cu o discuție, cu o negociere. Bun, dar era clar că omul era pus pe rele. La un moment dat am înțeles că nici negociator nu era, că unul era bolnav și unul era liber sau și nu exista. Și cel pe care l-au găsit era puțin agramat, adică... Da, totuși un negociator, cred că trebuie să aibă arta asta, discursul. Bine, în România îl duce în lipsă de oameni calificați la toate nivelurile, începând de la zugrav, n-am mai cine să zugravească casa, până la oameni de știință care au plecat pe capete, au plecat cu Cuduiumul. Deci am rămas... Văd deseori la televizor un specialist în genetică român care lucrează la Harvard. Nu a putut să lucreze în România, trebuie să duc acolo. Dintre colegii mei de facultate și de liceu, sunt plecați 90%. Da, pentru că... Și au funcții, deci am coleg de liceu, șef de clinică de cardiologie în Germania. Șef de clinică de cardiologie în Germania. Sau care lucrează la NASA. Am coleg de liceu care lucrează la NASA. Am coleg de facultate care are firmă în Canada, o firmă de tot așa de soft mare, firmă de soft cu multe zeci de milioane de euro active. Dar să spun, deci oamenii care au avut ceva de spus, spun în altă parte. Așa e, ca o concluzie, până la urmă, telespectatorii noștri, ce trebuie să învețe din acest caz? Se simtă în siguranță? Nu, sau? Nu trebuie să se simtă în siguranță, dimpotrivă. Trebuie să fim conștienți că oricând se poate întâmpla orice, oricui. Și da? Nimeni nu te va salva. Și nimeni, da. Mi-aduc aminte de cazul asasinării președintelui Kennedy, în care concluzia a fost că în fața unui trăgător de elită, da, bine pregătit, niciun președinte al Statelor Unite nu poate să se simtă în siguranță. Da, așa. Bună că concluzie. Se poate întâmpla oricând, oricui, orice. Da. Deci, oameni buni, fiți pregătiți. Fiți pregătiți pentru orice, da. Și eu cred că cel mai bine e să fim pregătiți. Nu știu cum ne putem pregăti pentru astfel de cazuri, dar putem să încercăm măcar. Schimbăm un pic registrul, doamnelor și domnilor, și trecem la politică. Așa cum am mai discutat aici în emisiune, primul ministru al României, domnul Florin Câțu, a uimit pe toată lumea când a anunțat că este decis să facă reformă, să reformeze România, să reformeze statutul bugetarilor de lux și nu numai, să întoarcă lucrurile pe o cale normală, după care când a venit cu bugetul în Parlament, toată lumea a sesizat că de fapt nu se schimbă nimic și nici sporurile nu vor scădea. Nu vor dispărea, nu vor scădea, salariile vor rămâne la fel, nimeni nu va fi dat afară. Adică a ținut așa vreo 3 zile, ca orice minune în România. Cum ți se pare, Cristi, această temă a reformei, în primul rând? Că vorbim de reformă, cred că, de prin anii 90, așa. Că vorbim de minuni, ar fi bine să se întâmple o minune, numai că în cazul de față nu a ținut nici măcar 3 zile, pentru că nu s-a întâmplat nimic decât la nivel declarativ. Hai să facem reformă, hai să dăm afară. Sigur, statul român, în viziunea mea, este un stat comunist. Tot comunist sunt și acum. În să care sunt de acord cu tine aici. Sunt un stat comunist în care toată lumea are de lucru, toți au salarii la timp, toți au asta, dar de unde? Un stat comunist, mai ales în zona de stat. În zona privată, e capitalismul ăla chiar sălbatic, putem spune, un capitalism sălbatic în care
în care nu poți fi sigur de nimic, dar în zona statului, în zona statului se manifestă așa o bate un vânt de dolce farniente, toată lumea e la cafeluță dimineața de la 8 la 10, la mai învârte 3 hârtii, la 12 fuge pe undeva să mănânce o pizza sau ceva, și ai la 3 că plecăm acasă, că s-a terminat programul. Cam asta e. Dar să zic, dacă jumătate, părerea mea, așa, din câte mi-am dat seama în anii ăștia, dacă jumătate din bugetare ar dispărea, eu zic că statul român ar merge mult mai bine. Păi, s-a făcut un studiu conform căruia România ar funcționa foarte bine cu 400.000 de bugetari. Deci o treime. În acest moment sunt, după unele surse, 1,3 milioane, după altele surse, 4, un pic mai mult. Deci, cum zici tu, de vreo 3 ori mai mult decât ar trebui. Păi despre asta vorbim. Da, să zic că și într-un sistem unde, nu știu dacă mai există undeva în lumea asta unde salariul la privat să fie mai mare, să fie mai mic decât salariul la stat. Întotdeauna se preferă. Deci în Occident sunt două viziuni ale angajatului. Un angajat care preferă salariul la privat unde este dublu, triplu, dar nu ți asigură ziua de mâine, în sensul de nu știi dacă mâine vei mai fi în locul în care ești, pentru că și ți se cere performanță. Se cere performanță și într-adevăr îți dai tot ce poți ca să câștigi acei bani. Și salariul la stat, și cunosc o colegă de facultate, lucrează într-o primărie în Franța, are vreo 1500 de euro, pentru Franța e un salariu mic, micuț așa. Deci am întrebat, a fost în România câți bani? Bă, dar de ce nu? Ce zice, poți să câștigi 3.000 sau 4.000, dar aici știu că e la pensie. Și e liniștit, e un orășel de provincie, e liniștit, drămuiești, e măritată, are și soțul francez, are un soț francez. Da, dar în România este tot mai invers. Adică, din păcate. În România este țara unde pensia e mai mare ca salariul. Da? Țara unde bugetarul stă liniștit, că nimeni nu dă afară, că de ce să-l dea afară, că e. Și în general bugetarii ăștia toți sunt acolo acioați pe criterii de familie, de clan, de relații, de, deci pe ea trebuie să cumva să întâmplă ceva, nu știu, o tiranie ca în Rusia, să se dea afară cineva. În rest, circula un banc mai de mult, bine, se refera la televiziunea română, dar cred că e valabil în tot ce înseamnă statul în România, inclusiv la Tarom, am înțeles că e la fel. Dacă te duci în fața televizorului și strigi mamă, să deschid toate geamurile. Și nu știi care e. Pentru că fiecare are pe acolo câte un copil. Nu știu unde să te uiți. Angajat, sigur, da. Așa e, și așa e și în primărie, așa e peste tot, plus că sunt acele multe agenții. Am mai povestit aici la emisiune și vă amintiți probabil. La un moment dat era vreo 250, nu știu, cred că acum sunt. În județul Hunedoara am primit odată de la prefectură o listă, am rămas uimit. Era agenția pentru pescuit, agenția pentru nu știu ce. Adică niște... Care au doi directori, trei secretare, șapte șoferi, mașini și vreo 10 funcționari în spate, 20 care... Absolut, deci nu era chiar așa de aici de acolo. Dar... aici cred că e o mare problemă și aici, până la urmă, din punctul meu de vedere, Câțu și-a dat cu levierul în genunchi deja, pentru că nu va face nicio reformă. În primul rând că este un guvern de coaliție și foarte greu, pentru că oamenii ăștia, toți oamenii din partide au interese. Bun, dacă ei pe fiecare în parte, mai puțin UDMR, care UDMR este... Are și el acolo, e transpartinic, ăsta este transguvernamental, nu este un partid transguvernamental. El trebuie să fie cumva la putere, că el e... Uite că l-a ieșit acum. Balama, este partidul Balama care asigură majoritatea, dar primele două partide, USR Plus și PNL, au și-au bătut că rămâneam piept, că pensiile speciale să tăiem, să facem, să reformă, să dăm afară. Nu știu, poate să vă întâmplă ceva. Poate ai auzit de nou secretar de stat de la interne, o doamnă pensionată la 42 de ani. O doamnă drăguță de altfel așa, simpaticuță așa, da. Că cred că asta e și unul dintre aturile pentru care... Și eu mă gândesc de multe ori. Știi, aici omul simpatic și găsește repede. Și care trecere e la foarte mare la domnul Cioloș, dacă... Probabil, deci omul simpatic se pare că își găsește repede de serviciu în România.
În special simpaticele. Da, da, vezi, uite că ești la pensie astăzi și mâine te întorci pe, pe funcție chiar mai mare. Asta da, mi se pare frumos. Da. La 40 de ani, nu știu, pe, cam de, pe ce criteriu? General, criterii? Doamna general. General, general, dar zic, pe ce criteriu are să fii pensionat la 40 de ani? Că asta n-am înțeles. Pur și simplu, dacă se poate. Păi cum, se poate? Da. În acest, în structurile Ministerului de Interne se poate. Păi știam că minim 45 de ani și sau 55, nu știu. Nu, acolo s-au plecat și mai repede, și la 40, și la înainte de 40. Da. Că e în funcție de alte criterii. Dar nu mai putem să ieși la pensie direct, să nu mai ne angajăm, să ieșim la pensie. Asta ziceam și eu, rar, că n-am trebuit să ne angajăm și noi undeva să nu ne angajăm la pensie mâine. Să ieșim la pensie direct. Are vreo 13.000 de lei pensie, doamna. Să mergem la casa de pensie, zicem, domnule, vă doresc să devin pensionar. Ce meserie vrei să devii? Pensionar. Tânăr pensionar. Mai are și vreo 13.000 de lei și acum cu salariul de secretar de stat, cred că se învârte la vreo 10.000 de euro pe lună, așa, grosomodo. Sunt date, destul de bine în România, nu? Îți dai seama că sunt date ultra-secrete aceste reforma, venituri. Reforma, nu cred că e cazul să vorbim despre reforma la doamna Alexe, reforma se numește, Alexe. Irina Alexe. Reforma la doamna, dar reforma la domnul Cioloș, reforma la domnul Cioloș, acum, sigur că... La domnul da, Câțu ar vorbi despre reforma, domnul, Câțu, domnul Cioloș, da, nu. La domnul Cioloș, la domnul Câțu. La domnul Câțu, reforma se pare că este o noțiune abstractă, deci vorbește despre ea, dar nu se întâmplă niciodată. Și atunci... A vorbit și alții înaintea lui, probabil că a rămas setat de acum 20 de ani. Atunci să vedem totuși că și, bă, și bugetul. Bugetul sigur nu... Deci atenție, bugetul sigur că nu va ajunge, pentru că așa cum merge economia... Dar din moment ce nu dai pe nimeni afară, nu faci nicio modificare... Nu ai cum să... Deja ne apropiem de pragul de îndatorare maxim, da, admis în Uniunea Europeană, în care dacă ajungem la acest prag, noi am plecat de vremea Ceaușescu cu zero datorii, aici a fost... Ba, mai aveam de primit. Mai aveam de primit, bine, au primit alții, n-am mai primit statul român, au făcut alții ce au făcut și au primit ei, exact. Așa, din contul statului român, dar ne apropiem în câțiva ani de zile să ajungem la pragul maxim de îndatorare, de unde nu mai va mai fi care de întoarcere. Deci, practic, dacă nu se iau urgent măsurile ferme și hotărâte necesare, în 2-3-5 ani va veni urgia peste noi, în sensul că vor fi nevoi să dea afară, că nu mai au de unde să... Nu știu, că eu cred că urgia va veni tot la privat, dacă permiți, și la stat va rămâne toată lumea bine mersi. Acum, dacă n-ai încasări, și nu sunt încasări la nivelul așteptat, nu? Că n-au de unde să încaseze banii la nivelul la care se așteaptă ei, nu? Atunci rămân împrumuturile. Împrumuturile astea, asta spun, vor deveni din ce în ce mai scumpe și ratingul de țară va coborî la un nivel în care nu o să mai putem să ne împrumutăm, că nu mai ne dau... Dar vezi că, uite, acum, eu zic că acum trebuia început, în vremuri de pace, cu reformă. Că după aia, vremuri de război, când cuțitul va fi la os, va fi greu. Bun, să așteptăm totuși că... Ce să mai așteptăm, că lucrurile... Direcția e bună, suntem pe... Să așteptăm că, știu eu, nu... Nu pot să estimez cât, dar, mă rog, anul ăsta să fie un an în care să vedem ce se va întâmpla. Rămânem optimiști totuși, deși reforma lui Câțu, eu cred că s-a născut moartă. Trecem, doamnelor și domnilor, la un subiect local, să zicem așa. Locul de unde transmitem această emisiune, de unde se află studioul Capital TV, în care apărăm în fiecare vineri, se află la Petroșani. De câteva zile, Petroșaniu este din nou într-un scenariu roșu și o să discutăm de ce... Aici ne tot lovim la o anumită vreme de acest scenariu roșu, pentru că mie mi se pare că undeva ceva nu funcționează. Adică în moment ce tot ne întoarcem la scenariul roșu. Adică am văzut și acum, plimbându-mă un pic prin oraș, că lumea e destul de veselă. Era plin pe la terase. Și cu scenariile astea, eu sunt destul de sceptic. Sunt destul de sceptic vis-a-vis de ce se întâmplă, în sensul că... Astăzi e roșu, mâine e verde, păi mâine iară e galben, pe aia iară e roșu. Citeam și eu undeva, dacă îmi permit să vă introduc, că se raportează numărul de cazuri la 40.000 de locuitori în Petroșani. Ori eu, ca sociolog, dau scris oricui, că în Petroșani nu mai sunt niciodată 40.000 de oameni, nici dacă îi numărăm din... Se raportează la 40.000 ca să fie cât mai verde posibil, așa, dacă ne gândim că sunt nu știu câte cazuri dar, la 20.000. Deci nu e un furt al căciurii. Deci dacă raportăm la 40.000, avea ajuns la 4.000. Dacă ne raportăm la real, care e sub 30.000, atunci cât e?
Suntem la 10 la mine, nu? Sau este cum? Un furt al căciulii, vedeți, un furt al căciulii și, din, și prin prisma faptului că noi trebuie să atragem niște fonduri europene care se calculează în funcție de numărul de, numărul de locuitori și chiar orașele. Una e să atragi fonduri pentru un oraș de 40.000 și alta e să atragi fonduri pentru un oraș de 20.000. Sunt ce calcule... Pe nou exercițiul ăsta cu fondul de tranziție justă se vorbește de Valea Jiului ca ansamblu. Nu se mai vorbește de oraș. Bun, acum eu nu știu exact și cu fondul ăsta destinat Valea Jiului ce se va întâmpla, că și aici... Și aici e o nebuloasă că... Deci ca să stimulezi o zonă din punct de vedere economic, cum poți să o stimulezi? Prin dezvoltarea mediului de afaceri. Care mediul de afaceri? Este mediul privat, nu poate să fie mediul de afaceri, mediul... Tu știi la fel de bine ca și mine că în ultimii ani, de când am intrat în Uniunea Europeană, banii europeni care au venit, mare parte din banii europeni care au venit în Valea Jiului, s-au dus în străzi, care după aceea s-au dus la primării. Și foarte puțin s-au dus în zona privată. Păi și atunci strada bun, faci strada o stradă... Se sfărtează și stă goală, știi? Dar cum ți se pare, Cristi, că, de exemplu, în acest scenariu roșu, în aceste vremuri de pandemie, când toată lumea spune să te speli pe mâini cât mai des, domnii de la APASERV, constant, așa, la două săptămâni odată, cel puțin, opresc apa. Cel puțin în cartierul aeroportului unde locuiesc eu, la roșu, e nenorocire. Deci, când ți-e lumea mai dragă, rămâi fără apă. Și nu o oră, două, că poate ai trece cu vederea. Probabil, de la nivel de 8 ore în sus, adică... Probabil că ori fi văzut că plouă mult în perioadă și mai scoți un lighean pe balcon, mai... da, poate ai balconul închis. Poate ai balconul închis. Lăsăm grăma la o parte, nu știu când se va opri această, când se va încheia acest periplu al închiderii apei. Când vor fura toți banii aia, zecile de milioane de euro, care vin tot de la Uniunea Europeană. Pentru că de ani și ani și ani buni, apa se tot închide și... Și conturile se îngroașă în anumite părți. Conturile se îngroașă, probabil, nu am date, dar sunt convins că așa cum... Am eu date, dacă vrei, după emisiune ți le arăt. Sunt câțiva oameni de afaceri care au prosperat teribil. Revenind la codul roșu în zonă, depinde cum privești lucrurile. Nu știu să fi crescut numărul de infectări sau n-am date despre... Au fost la un moment dat, nu există o transparență. Nu există o transparență. Au fost la un moment dat o serie de îmbolnăviri și decese regretabile. Mulți oameni pe care îi cunoaștem și cu care aveam relații de amiciție, de prietenie, au decedat, din păcate. Da? Se spune că din cauza acestui COVID. Virus... Eu zic că nu din cauza lui, ci niște comorbidități amplificate de acest virus. Asta este concluzia mea personală, dar mă rog, se poate interpreta cum dorește fiecare. Dar că s-a trecut din codul galben sau codul verde în codul roșu, nu am simțit nici eu vreo mare diferență. Nu știu, tu ai simțit? Nu, n-am simțit. Tocmai asta să spunem, că a fost uimit să constat că am fost pe centru mai devreme și... Știu că s-a schimbat scara de măsurare a... Păi da, și-au dat seama, s-a demonstrat că era tot așa un furt, pentru că vedeam și acum câteva zeci de minute un primar dintr-un mare oraș al României care spunea, dom'le, noi suntem în scenariul roșu pentru că testăm, pentru că în alte părți nu se testează și nu e niciun scenariu. Pentru că aici ne-am ajuns. Cine face teste, de fapt, își dă singur cu levierul în genunchi. Adică, cam așa cumva stau lucrurile. Și uite, cu toate astea, am ajuns în acest scenariu roșu și aș încheia acest subiect spunând că am văzut o declarație a rectorului Universității Petroșan care spune că studenții universității vor putea merge să facă laboratoare chiar dacă suntem în acest scenariu roșu, ceea ce recunosc că m-a frapat, ca să nu zic mai mult. Pentru că în momentul în care se închid toate localurile publice, nu mai ai voie să mănânci o pizza, ai voie să mergi să stai într-un anfiteatru, nu știu, 2-3 ore, alături de alți colegi acolo, unde de altfel e și cam fric, după da, ce mi-aduc eu aminte așa de când eram student. Da, nu, ce să spun, eu sunt optimist
că odată cu vaccinarea ca cât mai multor cetățeni, ai cât locuitori ai României, vom ajunge la un prag de imunizare în masă. Ăsta este... Te-ai vaccinat? Nu m-am vaccinat, că nu, că nu mi-a venit rândul. Când mi-a venit rândul, sigur, mergem împreună. Mergem împreună, când na, sunt, nu, nu mă încadrez în nicio categorie. Nu suntem speciali, niciun fel, niciun nu, 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 nu mă încadrez în nicio categorie. Se pare, după câte m-am auzit, că undeva în aprilie sau în mai o să-mi vină rândul. Cineva acum... era optimist, îmi spunea într-o discuție că după 15 martie s-ar da liber la vaccinare. Eu sunt destul de sceptic judecând de după cum merg lucrurile, dar... Sigur, și eu aștept cu nerăbdare momentul în care să ne vaccinăm da, și să... Bine, eu... Deci, atenție, nu mă vaccinez oricum. Mă vaccinez cu un anumit tip de vaccin care, pe care nu-l menționez aici, că nu are rost. Nu vrei să-i faci reclamă? Nu, că nu vreau să-ți fac reclamă. Deci, uite, de exemplu, mă vaccinez cu Moderna, na, că până la urmă nu cred că e vreo... Deci tu ții cu americane asta. Țin cu americane. Bun, Plumesc. Sunt două filozofii aici ale vaccinului. Sunt vechea filozofie cu vaccin, cu virus mort și virus inactiv, da? Inactiv, așa. Și o altă filozofie, noua filozofie, care nu e chiar nouă, pentru că se pare că se testează din anii 80, numai că... Acum i-a venit rândul, nu. Dar cred că cu virusul inactiv este AstraZeneca. AstraZeneca, da. Celelalte pe care, două sunt pe care sigur nu mă vaccinez cu AstraZeneca, orice ar fi. Așa. Și celelalte două vaccinuri produse de Moderna și Pfizer-BioNTech, care, așa cum bine știm, funcționează după principiul ARN mesager, adică vaccinul injectat conține niște celule care învață sistemul imunitar să se apere împotriva. Deci până te vaccinezi... Sunt adeptul noi filozofii, să vedem ce se va întâmpla. Vedem ce se va întâmpla până atunci, probabil că va mai dura. Eu știam că nu vei ști cu ce virus cu ce vaccin te imunizează până când te duci acolo. Acum, să vedem. Cu Moderna, dacă... Și nu, o să... Și o să stau, la vaccin acolo. Și o să stau până când o să apară Moderna asta pe piață. Până o să vină la Petroșani. Că nu mă poate obliga nimeni să mă vaccinez cu cine, cu ce vor. O să mă vaccinez cu ce vreau eu și aștept după chestia asta să vedem ce se va întâmpla. Închidem cu scenariile și trecem la un alt caz, doamnelor și domnilor, tot din această săptămână, dosarul 10 august 2018. Ce credeți? Pe istorie. E istorie pentru că nimeni n-a considerat că e ceva de cercetat acolo. Poate ați văzut, poate dintre dumneavoastră au și fost acolo și știu cum s-au petrecut lucrurile, dacă nu, pentru marea masă am putut vedea cu toții la televizor ce s-a petrecut. Din păcate, se spune că nu se mai poate face nimic, sentință definitivă nu venea cuvântul, a fost stabilit că dosarul nu există și nu se mai poate deschide ever. Președintele Iohannis a cerut ministrului Justiției să explice cum s-a ajuns în această situație. Premierul Câțu, pe care l-am promenit mai devreme, s-a declarat dezamăgit, cum probabil că ne putem declara oricare dintre noi, iar Partidul Social Democrat critică evident implicarea președintelui și faptul că a cerut ministrului să explice public cum s-au ajuns aceste lucruri. Cristi, cum vezi această chestiune? Eu văd la fel cum le-am văzut pe toate, în sensul de... E o normalitate până la urmă să se întâmple și acest lucru. Plecând de la faptul că chiar am fost acolo în 10 august 2018. Bine, am fost în trecere, nu am stat acolo, că nu manifest, nu sunt genul... Nu sunt adeptul... Ai trecut numai cu mașina? Am trecut pe jos, am parcat mașina. Sigur, erau cordoane de jandarmi, erau oameni care unii... Păi spre seară s-a stricat atmosfera. Seară, eu am trecut pe la prânz, nu era stricată povestea. Erau niște oameni care manifestau civilizat, mai erau niște oameni care mai înjurau, mai proferau tot felul de lucruri. Manifestație nu se dau citate. Jandarmi erau calmi, era conducut. Cordonul de jandarmi acolo erau calmi, nu a fost probleme. Sigur, la un moment dat se pare că lucrurile au degenerat în sensul că a existat din partea manifestanților niște unii care
Nu știu, se spune că erau din galeriile echipă de fotbal sau alții, mă rog, dar nu trebuia, că aici a fost discuția la vremea respectivă, că puteau să se extragă pe acei răufăcători, să zic așa, și să nu iau evacua piața la un moment dat. Nu prea văd cum ar putea să extragi. La specialiști, am înțeles și eu. Am auzit și eu de fenomen de expresia asta, să extragi. Există plutoane care intră între ei și... Îi scot de acolo pe cei care aruncă cu pietre. Iar avem exemplele manifestațiilor din Franța sau din Germania sau din America, unde îi bate de usucă. Dar acolo și masele de manifestanți sunt mult mai violente decât ce a fost la noi. Și aici. Au aruncat cu tot felul de lucruri, i-au dat foc la tot felul de chestii. Au prins jandarmerița, celebra jandarmeriță, sau cei doi jandarmi. Da, acolo să știi că a fost un fake news de predat la facultate. A doua zi s-a anunțat că jandarmerița va rămâne în firmă, că nu știu ce, că... Și după aceea a plecat pe picioare. Nu a fost fake news, a bătut-o, ce, că s-a văzut la televizor cum a bătut-o. Au bătut-o, dar nu la modul să... Nu știu dacă câte coaste i-a rupt, nu știu câte coaste i-a rupt sau dacă i-a fisurat coloana. Au mințit, hai să fim serioși. Asta, bun. Bun, dar la un moment dat violențele au escaladat într-un mod în care s-a decis evacuarea pieței, care nu, adică în clipa în care autoritățile decid evacuarea pieței, să te opui tu, manifestant, să încerci să te opui, să arunci, să faci, să dregi, deja în orice țară civilizată, ca și încă o dată zic, din Franța, pe în Franța îi împușcă cu glanțe de cauciuc și aici mă separ. Eu nu țin partea nimănui, numai că aici mi se pare totuși că nu, în România trebuie totuși să existe o disciplină și care acel punct s-a trecut la un moment dat. Ce spui tu, dar nu cred că lucrurile au stat așa, pentru că senzația a fost, și eu spun așa din ce am urmărit și premergător atunci, că s-au dorit să se ajungă la o chestiune de genul ăsta, probabil ca să se dea un exemplu. Pentru că dacă după aceea în 10 august 2019 m-am nimerit în București și am fost acolo, n-a fost nici pe departe ce, și înjurăturile au fost aceleași și strigătele au fost aceleași, deci nu s-a schimbat nimic, doar că nu mai erau atât de porniți împotriva manifestanților. În 2018 senzația mea a fost, și nu numai a mea, că s-a plecat din start cu gândul să iasă prost. Țin minte, apropo de reacția jandarmilor, țin minte în 2000, nu știu, a fost ultimile 2010 ceva, în 2010 cred că au fost niște manifestații undeva în zona intercontinentală, piața Universității, împotriva președintelui Băsescu, fostului președinte, din fericire, da? Fericire, fost de mult fost președinte. Care acum, uite că a deschis-o cu Dia Pandorei, cu niște lucruri de care... Te referi la condamnările doamnelor? Da, cu aceste condamnări. Chestia asta de alocuțiunile astea adverbiale, de exemplu, instigare la trafic de influență. Adică sau instigare la nu mai știu ce... Care acolo e vorba de bani. Nu știu, există... E vorba de bani care s-au colectat de la unii și de la alții, bun, și parte din ei s-au băgat în buzunar. Bun, acum nu... Nu știu ce s-a întâmplat, că n-am participat, dar zic așa cum ce formule literare găsesc domnii de asta la... Asta cu traficul de influență deja e celebră. Nu. Instigare. Da. Te-am instigat să faci... Uite, ceva. La Dragnea, de exemplu, instigare la, nu știu, la trafic de influență sau la ce? Nu, angajări fictive. Sau instigare la angajări fictive. Păi, el e instigatorul. Cei care au angajat sunt alții, toți sunt în libertate și el care e instigator. Da, pentru că ceilalți ce au făcut s-au dezis, că vezi cum e în viață, lucrurile se întâmplă altfel de cum vrei. Ceilalți care nu sunt la pușcărie cu Liviu Dragnea au recunoscut. Au zis, da, dom'le, așa e, aveți dreptate, și dacă recunoști, intri într-o procedură simplificată care îți permite să nu mai stai la pușcărie. Primești cu suspendare și stai la tine acasă. Deci dacă nu ești vinovat, recunoști, stai acasă. Acum, nu știu dacă e chiar nevinovat cineva de acolo, dar... Bun, deci ca să închidem cu 10 august. Până la urmă, ce ți se pare firesc că s-a închis? Că nu s-a cercetat aproape deloc? Deși au existat, cred că, mii de plângeri la parchet după ce s-a întâmplat
Deci nu mi se pare firesc să vii la manifestație cu copiii în brațe, cu copilul în brațe, da? Da, dar nici să iei bastoane, am văzut niște imagini cu niște bastoane în cap. Da, odată, hai să punem, hai să punem niște imagini cu ce bastoane și au francezii sau nemții, să vedem care bastoane sunt mai grase. Că adică la noi ne vrem să fim o țară ca afară. Dar să nu plătim taxe ca afară, să nu muncim, ca în primul rând să nu muncim ca afară, să nu ne luăm bastoane ca afară. Să nu ne luăm gaze lacrimogene, că gazele erau expirate. Păi acum să-i vedem pe nemți, să vedem, să-i căutăm de termen de garanție. Nu cred că, nu cred să-i că. Căutăm de termen de garanție. Dar ei nu se expiră că le folosesc mai des, știi? La noi folosindu-le atât de rar. Să-i căutăm pe american la termen de garanție. Ați văzut că în America i-am pușcat, ce să mai, au intrat în Capitoliu, i-am pușcat, nu știu câți ani, vreo 5. Nu prea i-am pușcat, că mai multe au lăsat. Păi mai multe au lăsat, bine, acolo i-am, i-am pușcat pe congres, acolo mei. Cred că a fost și o diversiune să-i atragă într-o, ca să-l înfunde pe Trump. Pentru că asta... Și acum zic că se anunță noi un nou asalt asupra Capitolului. Se anunță un nou asalt. Pentru că vrăjeală. Se împlinește, nu știu, pe o chestiune mai veche. Se aliniază planetele, se aliniază planetele. Nu, nu, pe o chestiune clară, istorică a americanilor. Da, știu că... Bă, normal, acum ar fi trebuit să se... În 20 martie sau nu 20 știu, martie, da. Acum ar trebui să se întâmple, dar nu... Da, bă, nu, e o vrăjeală. Treaba s-a expirat, nu, gata, s-a încheiat. S-a încheiat, deci ca să tragem o concluzie cu 10 august... Nu mă pricep acum, nu sunt jurist, nu mă pricep de ce s-a clasat, de ce nu s-a mai putut continua, s-a mai putut continua anchetele sau ancheta. Dar dacă vă dați seama că guvernul în exercițiu are tot interesul să... Păi da, se pare că acolo la să ancheteze ca să, zică să arate cu degetul spre PSD, că cine era, era PSD-ul era. Dar uite că se pare că există o chichiță juridică. Nu, cineva, cineva acolo e împotrivă. Cineva e pesimist. Auzi, dovadă că, și noi am mai vorbit aici la emisiune, dosarul Revoluției, nu știm nimic despre el, despre dosarul Mineriadei, nu știm nimic. Deci uite că acum mai punem un dosar care nici despre ăsta nu o să știm nimic niciodată. Adică... Da, acum, cine l-a omorât pe Kennedy? Pe Kennedy, tot l-ai pomenit. Ce, ce, tot l-am pomenit. Acum cine l-a omorât? Rușii, chinezii sau marțienii? Bun, hai să închidem acest punct și să trecem la ultimul punct. Domnilor și domnilor, am constatat cu surprindere într-un fel, deși în România tot mai puține lucruri ne surprind, că astăzi prefectul este dat afară din funcție, schimbat din funcție, cum se spune, există un termen din ăsta, care mie mi se pare atât de gol de conținut. Și mâine ce credeți? Depune jurământul din nou. Așa ceva? Eu nu știu dacă mai există în vreo lume, în vreo țară din lumea asta, așa ceva. Unul dintre cei care au beneficiat de această mare realizare se numește Marian. Sau putem să spunem chiar Marian, că la modul în care comunică, nu cred că e mare problemă, este prefectul județului Hunedoara, care a fost eliberat din funcție, ăsta era cuvântul, eliberat, și a doua zi a depus jurământul. Împreună cu, sigur, alți doi colegi, reprezentanța ai partidelor de aflate la guvernare, care au ocupat funcțiile de subprefect. Cum ți se pare asta? Și înainte de asta, aș mai introduce un caz singurul, sau printre puținii care au plecat de tot din funcție, este celebrul Traian Berbeceanu, care în ultimele luni a îndeplinit frumoasa postură de prefect al Bucureștiului. Însă, conform negocierilor politice, a trebuit să plece acasă domnul Berbeceanu. Cristi spunea înainte de emisiune că sigur îi se pregătește un loc călduț undeva într-un minister sau așa ceva. Acum rămâne de văzut, pentru că domnul Vela, care părea un mare fan al domnului Berbeceanu, nu se mai află în funcție. Postul ministru de interne, Marcel Vela, despre el vorbesc. Te rog, Cristi, comentariul tău. Păi, ce să spun? De domnul Marian ai auzit? Nu am auzit domnul Marian, dar ce să cauți, e un mare personaj. Este acel personaj care a coborât în mina Lupeni și odată a ajuns acolo, pe lângă faptul că a zâmbit foarte frumos în poză, deși situația era una tristă, când a ajuns în mina a vrut să-și aprindă o țigară. Sigur că da... Eu zic că e un om de mare ispravă. Un om de mare ispravă, dar vreau să spun că PSD-ul măcar știau să fure, adică ăștia nici măcar să fure, nu știu, nici măcar să... Nici măcar nu mai au nici oameni de calitate. Nu au nici oameni de calitate, adică ei vor să fure, dar nu se pricep să o facă. Și uite păi că... La prefectură ce să fure, că nu prea au și ce... Și uite că îi descoperi și cu lumânarea, deci nu neapărat să aprindem vreo
mare lumină cu mică lumânare să-i putem descoperi. Domnul Marian, sigur, nu spune nimic, nici numele, nici personajul. Până să ajungă prefere, cunosc că n-am auzit de el niciodată. De la PNL, de la Citera PNL. Da. Și că e un cuștate vechi, dar a stat acolo, în eșalonul 3-4-5. 3-4-5, uite, da, am văzut și eu că la PNL-ul din județul Hunedoara apar figuri noi și figuri... Figuri noi, dar totuși vechi. Dar totuși vechi, de care nu știa nimeni, dar uite că apar niște funcții... Să știi că domnul Mareană, și am scris un articol care s-a bucurat de mare succes, domnul Mareană a dat un comunicat după ce s-a încheiat criza minerilor de la Lupeni și a zis că toată chestiunea s-a rezolvat pentru că el și-a luat angajamentul în fața minerilor să rezolve chestiunea și a rezolvat-o și prin urmare lucrurile s-a încheiat. Adică nu miniștri, nu nimeni l-a rezolvat, el a rezolvat de la prefectură, s-a implicat și pentru că și-a dat cuvântul minerilor, situația s-a rezolvat. Mi s-a părut extraordinar. Da, bun, și până la urmă n-am înțeles că nu stăpânesc subiectul exact. Deci el a fost eliberat din funcție astăzi, cu majoritatea prefecturilor din România și la doua zi a depus jurământul ca prefect. Deci a fost reconfirmat. Sigur, da. N-au găsit altul mai bun și l-au pus tot pe domnul Marian. Păi poate că, într-adevăr, nu am mai ajuns... S-a remarcat cu multe lucruri. Păi, exact cum ziceam, de la lipsa forței de muncă, probabil că nu mai avem nici... E și lipsa de prefecți. Lipsa de prefecți. Și atunci îl pune pe domnul Marian că dacă tot a rezolvat treaba cu minerii, să cine știe, poate rezolva... Dar n-a rezolvat, urma s-a lăudat, știi cum e? Că a rezolvat-o Turcan și cu... Poate, nu-l cunosc, dar înseamnă că duce lipsă și de prefecți în România și atunci... Ducem lipsă de toate. De domnul Berbeceanu ce zici? De domnul Berbeceanu... Nu-l cunosc pe domnul Berbeceanu decât din auzite, știind ce... Deci așa după moacă îl cunoști acum. După moacă, da, sigur. Eu zic că are o față de mare politician. E un om, da, cu o figură inconfundabilă, dar... Știu că îi se pregătea debarcarea din funcție de prefect de mai mult timp. De o lună, două. Domnii de la Plus, că tot la domnul Cioloș ajungem, au zis să nu se grăbească tare, că el a fi vrut să plece în momentul în care a apărut discuția. Și acum prefectul urmează să fie de la Plus? De la Plus. Plus. Nu știu dacă e vreun Plus la prefect. E un domn de la Plus care va fi prefect. Poate să fie de la Plus, dar nu știu dacă e cu Plus sau cu Minus. Acum, domnul Berbeceanu, sunt convins că nu va rămâne... Nerezolvat. De acum două luni se pregătea un post în guvern, am înțeles. Un secretar de stat s-o găsi și pe dânsul, nu? Că și el e pensionar, să știi. Păi tocmai asta este, că aici... Și asta te califică, de fapt. Și asta te califică, de fapt, pentru că... uite că Florin Câțu afirma că va urma o hotărâre de guvern sau, nu știu, vor face cumva... Să plece pensionarii de la stat. Pensionarii de la stat să nu mai poate fi angajați din nou tot la stat, ci numai pensionarii de la privat. Aici ar fi un pic de discriminare ca un pensionar de la stat să nu mai poate fi angajat la stat, dar să fie angajat la privat și cel de la privat să poată fi angajat la stat. Nu, toți pensionarii nu mai pot fi lucrat la stat decât dacă renunță la pensie. Mi se pare ok. Și mie, dar să vedem dacă devine realitatea, pentru că senzația mea este că după doamna Alexa și domnul Berbeceanu acum, eu cred că ei se umplu de pensionare acolo. Păi poate de aici încolo, ce a fost, îi lăsăm ce așa a fost, a fost de aici încolo, nu știu. Păi da, dacă te uiți prin primărie, o să vezi că e plin de pensionare. Păi dacă ăștia au mai rămas pe aici. Eu știu că mâine, dacă vrei, căutăm împreună și găsim... 100 de tineri care vor să muncească și n-au unde. Uite că și cu tine, nu țin nici pensionar, eu nu țin cu nimeni. Eu țin cu ce cred eu că e bine și ce cred eu că e bine este că nici tineretul parcă nu mai... Nu mai e ce a fost. Nu mai e ce a fost. Educația e varză în țara asta. De aici pleacă întreaga filozofie a ceea ce se întâmplă în România, pleacă de la educație, clar. Clar, de la educație din primii ani. Uite, vezi, de-aia prezentăm noi câte o carte la emisiune aici. Bun, acum depinde dacă și ce conținutul cărții e de valoare. E o carte de Ilie Sârbu, eu cred că nu prea mai există îndoială. Da, ce privește pe Ilie Sârbu. Acum, chiar vorbeam cu un prieten înainte de emisiune, important e de văzut cine mai citește. Că senzația este că nu prea mai citește nimeni. Citești pe Facebook. Citești pe Facebook și ești informat. Acum toată lumea pe Facebook, te informezi pe Facebook. Domne, gata, zice, nu mai gata. Place pe Facebook când se dă citate din Eliade și cred că trei sfert din aia care le dau n-au citit o rând de Eliade vreodată. Da,
Nici măcar mai trei, știi că mai trei era în programa sursa, de bacalaureat. Sursa de inspirație, sursa de cunoaștere de pe Facebook. Am liniștit. Doamnelor și domnilor, eu totuși vă invit să citiți ultimele de Ide Sârbu și mai puțin de pe Facebook. Pe Facebook puteți să vă informați așa, să căutați articole bune. Apropo, după această emisiune vă invit să citiți un articol foarte bun despre studenții de la Petroșani și cei care vor merge la școală chiar și în acest scenariu roșu. Mulțumesc, Cristi, pentru emisiunea. Mulțumesc de astăzi. Mulțumesc, sper să ne mai întâlnim, pentru că îmi plac discuțiile cu tine, Nicu Tașcă. Mulțumesc tare mult, Cristi. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc și ne vedem din nou luni!